Cetățenii Republicii Moldova pot solicita acte de stare civilă fără a merge la Agenția Servicii Publice. O putem face online, în regim non-stop, dar pentru asta trebuie să dețineți semnătură electronică. Mai multe detalii despre acest proiect de digitalizare aflăm de la Olga Tumuruc, directorul Agenției de Guvernare Electronică. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Haideți să o luăm de la început. Ce s-a schimbat? Cum a fost și cum este în prezent? Bine, o să încep cu un obiectiv care noi ca și guvern, ca și țară, ne l-am stabilit de ceva timp și anume să asigurăm accesibilitatea serviciilor publice și să schimbăm, să simplificăm un pic modul cum interacționăm noi cetățenii cu autoritățile statului atunci când avem de solicitat un serviciu, un act, un document, etc. Este un obiectiv măreț și nu ne-a fost deloc ușor să îl atingem, dar trebuie să zic că lucrurile s-au schimbat. Și pentru asta am muncit foarte mult, unul ca să construim în timp tot ecosistemul și infrastructura de e-guvernare pe care acum putem să o reutilizăm ca să construim rapid, adică într-un termen restrâns, niște servicii digitale accesibile, ușor de consumat pentru orice cetățean al Republicii Moldova și indiferent de locul aflării acestuia. Pardon, deci încet, încet ne îndreptăm spre clipa când nu vom mai fi nevoiți să stăm în cozile astea pentru a primi un act sau altul. Acum totul se face doar cu un click, doar cu o semnătură electronică, dar spuneți-ne mai departe. Este adevărat. Obiectivul nostru este să asigurăm ca toate serviciile publice să fie prestate în mod electronic. Așa încât nimeni să trebuiască să meargă la prestatori. Asta ar însemna oare că unii funcționari sau unii angajați ar putea să-și piardă jobul dacă nu vom mai avea aceste 10 de ghișee și vom putea totul face de acasă? Sau? Nu, pe departe nu. Cunoaștem foarte bine că noi, din păcate, Moldova, avem o problemă cu personalul, deci în sectorul public e nevoie stringentă de resurse umane. Faptul că optimizăm un pic din interacțiunea cu cetățenii ne va permite să utilizăm mai inteligent și mai cu rațiune resursele care le avem pentru, mă rog, aduce mai multă calitate în procesul de examinare acestor cereri. Sunt de acord. Deci, fiecare poate să aplice sau cât de complicată este această procedură și ce e cu semnătura asta electronică? Se pare că mătușa Maria de la Hăsnășeni nu prea auzi de semnătură electronică. Sunt serviciile construite în așa mod ca să fie ușor de completat. Ce înseamnă asta? Foarte multe date sunt prepopulate, astfel încât nu va trebui manual să introducem cifre, denumiri, adrese, etc. Și respectiv micșorăm riscul de a face anumite greșeli. În ceea ce privește semnătura electronică, e bine, în spațiu digital, altfel decât în baza semnăturii electronice, nu putem să acționăm. Pentru că exact cum ne identificăm atunci când mergem fizic la o autoritate, o entitate și prezentăm buletinul de identitate, exact așa trebuie să o facem și în spațiu digital, prin metode sigure, pentru că vorbim despre date cu caracter personal care sunt afișate și procesate și trebuie să asigurăm și metodele corespunzătoare de protecție. Acum, cum venim în întâmpinarea persoanelor care se simt mai puțin confortabil cu serviciile digitale în general? Acum omul e obișnuit, vine de dimineață, îți prinde rând și să aștepte. Bine, nu cred că cu asta vrem să luptăm, cu obișnuința persoanelor de a merge undeva și de a sta în rând, de a socializa. Noi vrem să reducem din aceste bariere care pentru moment încă mai sunt legate de semnătura electronică și de lipsa unor abilități digitale. O facem prin intermediul centrelor unificate de prestări servicii, care sunt deschise în localități rurale, îndepărtate. Respectiv, oamenii nu mai sunt impuși sau în situația de a merge la centrul raional, la sediul prestatorilor de servicii, dar pot să meargă în localitatea lor, la primărie, acolo unde este centrul unificat de prestări servicii și pot solicita asistența specialistului de acolo. Asta chiar e un avantaj, adică... Exact. Fie persoana îl ghidează
să solicite serviciu, să depună cererile, sau o poate face în numele lui dacă mătușica nu are semnătură electronică, spre exemplu. Și actul va veni acasă, la persoană, deoarece avem integrare și cu serviciul guvernamental de livrare, deci economisim timp, resurse, nervi, dar mă rog, dacă vrem să socializăm, putem să o facem cu vecinii, cu prietenii, nu neapărat într-un mod mai stresant la prestatorul de servicii. Așa este, totodată știm că pentru crearea acestei platforme ați obținut și un premiu, dar e normal, e ceva nou pentru noi și ne bucurăm cu toții că iată, o să putem deja solicita acte neieșind din casă, dar uneori chiar din sat sau din raion. Povestiți-ne despre acest premiu. Acest premiu este pentru noi o recunoaștere a eforturilor noastre de mai bine de 10 ani de zile. De ce? Fiindcă platforma pe care noi generic o numim Front Office Digitization valorizează toate acele servicii de identitate, de semnare electronică, de schimb de date, de plăți electronice, de livrare, la care noi am lucrat mai bine de 10 ani de zile. Deci platforma este deja integrată cu toate aceste servicii și oferă un mecanism rapid de a digitaliza un serviciu. Spre exemplu, noi în doar 3 luni de zile, cred că, am reușit să digitalizăm aproape 35 de servicii de stare civilă, din domeniul cadastral. Cred că în mod normal, în lipsa unei astfel de platformă, ne-ar fi luat... Nici nu vreau să-mi închip, ar fi, cred că, de ordinul lunilor, dacă nu anilor, tot acest efort. Însă, având platforma care este, mă rog, o serie de elemente, componente, piese de Lego, dacă vreți, noi putem să le asamblăm așa încât avem serviciu, înțelegem care sunt procesele, în ce constă formularul, am aplicat componentele și serviciul este digitalizat. Deci pentru noi premiul a fost o recunoaștere nu doar a platformei în sine, dar a efortului de digitalizare de ani buni. Felicitările noastre, într-adevăr, un proiect binevenit. Vreau să vă întreb ce se întâmplă după. Am solicitat un act sau altul, da? Cum este transmis acesta? Prin poștă sau prin e-mail sau care e procedura? Sunt două opțiuni. Deci dacă solicitantul vrea documentul în format electronic, cum este cazul, spre exemplu, a extrasului din Registrul de Stat a Unităților de Drept, documentul poate fi primit în format electronic prin intermediul cabinetului personal, deci persoana intră, se autentifică și își descarcă de acolo extrasul. Dacă însă are nevoie de documentul în format pe hârtie, cum de cele mai deseori este cazul actelor de stare civilă, da, extrasele de pe certificatele de naștere, căsătorie, etc., oamenii au nevoie de ele în format pe hârtie pentru că trebuie ulterior să le prezinte peste hotare. Spre exemplu, atunci ziceam că poate opta pentru a primi documentul acasă, deoarece avem platforma M-Delivery, care este integrată cu toți prestatorii de servicii poștale și persoana alege în dependență de timpul care este oferit pentru livrare, prețul unui prestator sau altul, experiența care o a avut-o cu un operator de livrare, doamna, etc. Mă rog, și primește acasă. Dar prezentarea unui act în variantă digitală este ceva normal? Adică se va practica asta și vor fi acceptate astfel de prezentări? Exact. Doar că e nevoie de timp. De timp. Ca să asigurăm educarea cetățenilor, în primul rând. Cam care e planul, dacă am vorbit de ani? Planul este, în general, să renunțăm la acte, deoarece un act înseamnă date care, de fapt, sunt în format electronic în niște registre de stat, respectiv autoritatea din Republica Moldova, care are nevoie de anumite informații ale persoanei despre un bun imobil, poate să o facă prin consum de date, nu prin intermediul cetățeanului și a acestui document. Super, sună atât deci, de bine. Obiectivul nostru este treptat, prin această etapă intermediară de documente electronice, să ajungem la situația când
Doamna Tumruc, vreau să recunosc că e cea mai bună noutate pe care am primit-o astăzi. Eu tare sper să ajungem în clipa când vor dispărea aceste hârtii, care de fiecare dată nu le mai găsești prin casă, și astfel poate mai contribuim și la salvarea pădurilor. De ce nu? E adevărat. Noi vă mulțumim pentru prezență, vă mai așteptăm la noi cu noi succese și mulțumim sperăm mult. Foarte mult ca această practică să înceapă fi activă deja în cât mai scurt timp. Mulțumim foarte mult, avem noutăți, avem ce să comunicăm, deci o să venim cu mare drag și fiți cu ochii pe noi pentru noutățile digitale care urmează. Vă mulțumim și vă dorim succes! Mulțumesc!